Psalmul 81, cântați cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră. Înălțați strigăte de bucurie Dumnezeului lui Iacov, cântați o cântare, sunați din dobă, din arfa cea plăcută și din alăută. Sunați din trâmbiță la luna nouă, la luna plină, în ziua sărbătorii noastre. Căci aceasta este o lege pentru Israel, o poruncă a Dumnezeului lui Iacov. El a rânduit sărbătoarea aceasta pentru Iosif când a mers împotriva țării Egiptului. Atunci am auzit un glas pe care nu l-am cunoscut, i-am descărcat povara de pe umăr și mâinile lui nu mai țin coșul. Ai strigat în necaz și te-am izbăvit, ți-am răspuns în locul tainic al tunetului și te-am încercat la apele Meriba. Ascultă, poporul meu, și te voi sfătui, Israele, de mai asculta. Niciun Dumnezeu străin să nu fie în mijlocul tău și să nu te închini înaintea dumnezeilor străini. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, deschide-ți gura larg și ți-o voi umplea. Dar poporul meu n-a ascultat glasul meu, Israel nu m-a ascultat. Atunci i-am lăsat în voia pornirilor inimii lor și au urmat sfaturile lor. O, de m-ar asculta poporul meu, de-ar umbla Israel în căile mele. Într-o clipă aș înfrunta pe vrăjmașii lor, mi-aș întoarce mâna împotriva potrivnicilor lor. Cei ce urăsc pe Domnul l-ar linguși și fericirea lui Israel ar dăinui în veci. L-aș hrăni cu cel mai bun grâu și l-aș sătura cu miere din stâncă, a spus Dumnezeu. Amin. Isaia 55, de la versetul 6. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-l câtă vreme este aproape, să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, înainte acestui Dumnezeu care nu obosește iertând, am vrea să ne închinăm și să-i mulțumim pentru că ne-a primit în această după-amiază, în casa lui. Toți am vrea să ne rugăm Domnului și să-i mulțumim. Amin.